Cu doar câteva zile înainte de marea confruntare cu West Ham United, Astra a întâlnit la Giurgiu pe Viitorul Constanța, în etapa a patra a campionatului ligii întâi fotbalistice. Cele două echipe aflate la mijlocul clasamentului, respectiv Astra pe locul 6 și Viitorul pe locul 7, porneau fiecare sub semnul unui stigmat. Giurgiuvenii obosiți după ce în ultimele săptămâni au jucat câte un meci la 3 zile. Băieții lui Hagi oarecum dezamăgiți după 3 egaluri consecutive. A fost să fie încă un egal pentru Viitorul și alte două puncte irosite de către Astra, care nu a obținut decât un egal, 2-2, după un meci în care a demonstrat că atacul poate, dar apărarea se predă prea repede. Deși și Mudică nu și-a amenajat jucătorii importanți pentru meciul cu West Ham United și a trimis pe teren cea mai bună echipă, partida a debutat liniștit și jocul s-a încins spre finalul primei reprize. Valerica Găman a deschis scorul în minutul 40, marcând cu capul din 6 metri, după un corner marca Budescu. Capitanul Viitorului, Florin Cernat, aduce egalarea în minutul 44, cu o super execuție din voleu de la 12 metri. Urmează o a doua repriză echilibrată și cele două echipe și împart pe rând momentele de dominare. Vine minutul 80 când Budescu marchează dintr-o fază fixă și tribunele sunt în picioare. Finalul aparține celor de la Viitorul, care pun mare presiune pe Astra și reușesc să egaleze în prelungiri când Cernat face dubla cu o lovitură de cap de la 6 metri. Un rezultat care lasă Astra cu 5 puncte pe locul 6, iar Viitorul ajunge la 4 egalori în tot atâtea meciuri și rămâne pe locul 7, dar marea încercare a Astrei va fi joi cu West Ham United.